Revoluția va fi doar știi că știi sau știi că nu știi. Revoluția nu-ți va îmbunătăți modul de trai, ci modul de a trăi. Revoluția nu va fi doar un marș revoluționar și nu va putea fi urmată de falși revoluționari. Revoluția nu va fi relativă la bun gust și bun simț. Va fi absolută, la modul tu știi cum simți. Revoluția nu va crea economie prin consum. Revoluția nu va relua ceea ce era oricum. Revoluția nu va fi o cauză pentru un rebel. Revoluția nu va fi mișcarea în jurul soarelui, ci trecerea prin el. Când vei citi din Coran, nu va fi sabia scoasă. Când vei spune Tatăl nostru, nu va fi pâinea de pe masă. Când va fi să sporți crucea, nu va fi la gât de argint. Revoluția nu va putea fi surprinsă de un trecător pe telefonul mobil. Revoluția nu va sta într-un trecut glorios și un viitor luminos. Revoluția nu-ți va aduce foloase, dar îți va fi de folos. Revoluția nu va fi nebunatică, sexy. Nu va fi kitsch, chic, vintage sau 80s. Revoluția nu se va putea face într-o clipă. Revoluția, în cine dai când nu există cealaltă echipă? Revoluția nu se va răci și nu va trece ca o gripă. Revoluția nu va fi hip și nu se va lua într-un trip care te va lua de ziua ta într-un timp mai îndelungat sau mai puțin. Și în fine, revoluția nu va fi acolo. Nu va fi acolo. Ok, dar unde va fi? Nu știu. Fă-o! Thank you.